Gama de control este cea specifică sărbătorilor de Paște. Pe lângă, v-am spus, pe lângă locurile de aprovizionare, pieții, magazine, bineînțeles, am luat în calcul și pensiunile. Și în pensiuni, la fel, același lucru verificăm dacă au spații de depozitare corecte, dacă se aprovizionează, dacă produsele care le au pe stoc sunt în termen, dacă oamenii care lucrează au carnetele de sănătate vizate la zi. Și nu în ultimul timp, toate pleacă de la un lucru, însă aspectul igiena, în general. Asta este cel mai important. Și totul pleacă de la aspectul igienii. Dacă, eu întotdeauna spun, într-o bucătărie, dacă există curățenie și există spații și există altceva, ce ajunge deja la cumpărător este sigur. În urma controlelor din perioada 28 martie 7 aprilie, în urma verificării a 126 de unități, au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale în valoare de 59.600 de lei. Echipele de control au aplicat și 5 avertismente scrise. Neregulile cele mai frecvente au constat în condiții de igienă necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare, manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare, etichetare necorespunzătoare, fișe de sănătate angajați neactualizate. Neregulile în domeniul siguranței alimentelor pot fi sesizate la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava la numărul de telefon 0230 522 848, precum și la numărul de telefon cu apelare gratuită Tel Verde 0800 826 787. Instituția asigură permanența de sărbători.